tare vă spune și azi. Azi facem o filmare mai aparte, ne aflăm în camion la o încărcare și după atâta secetă a început ploaia. Și îi dă cu grindină de sare în sus. Probabil și pe filmare se aude. Nu avem cheile în contact să putem porni, să putem porni ștergătoarele pentru mai bună vizibilitate, așa că vedem ce putem. Mă apres ploaia asta și fără chei în contact, cu geamul un pic deschis, ne bate ploaia în cabină, după cum se vede, da? Și cel mai important e că în fața noastră avem o firmă care se ocupă cu vânzare de mașini. Să vedem dacă plătește parabrizul. După cum vă spuneam, ne aflăm la Corbas, lângă Lyon. Și ca în senin, a început o ploaie dezastroasă. Pentru mașinile astea din parcul ăsta, care nu sunt acoperite, nu au niciun fel de protecție, grindina asta o să le afecteze. Ne plouă în cabină. Hai, ne avem cu geamul deschis, neavând chei în contact, după cum v-am spus, nu putem să-l dăm geamul. Facem video-ul ăsta așa de... că tot s-a iubit ocazia. Să fiu sincer, la cât a bușit grindina în parbriz, mă gândeam că nu se scapă fără parbriz crăpat. Continuă să plouă. Mare lucru nu se vede, dar s-a mai oprit grindina. Ploaia destul de, plouă destul de abundent, destul de tare, vânt în rafale și de regulă e indicat pe astfel de vreme cei care se află în mers să se oprească, pentru că există riscul să se aleagă cu geamuri sparte sau eu mai știu ce alte necazuri. Să mai trezesc ăștia cu turisme, desfârnează în față și tot așa. Cel mai bine pe vremea să te oprești, aștept să treacă, să se schimbe vremea și apoi îți continui deplasarea. Revenim când se va opri ploaia, să vedem dacă oamenii ăștia din parcul ăsta auto fac ceva constatări sau umblă printre mașinile astea să vadă care e rezultatul. Și da, ca minune mare, ploaia încă nu s-a oprit, dar băieții ăștia au terminat de încărcat. Ca lumea în tricou, vară, s-a mai liniștit și ploaia, acestea sunt mașinile, iar pe ploaia asta trebuie să mergem la acte. Avem un coleg care își cuplează remorca, ne aflăm la Stef. Și pentru el tot o bucurie să coboare pe vremea asta, să-și cupleze conductele de aer, cablurile electrice și tot așa. Frumos, frumos. A? Mai vreți șoferi? Ăștia care sunteți mai începători? Ca lumea, nu? Da, cu astea fiind spuse, oamenii ăștia au terminat de încărcat. Cam asta a fost ploaia cu grindină, așa o să se intituleze și clipul ăsta. Ce s-o fi ales de mașinile astea, dacă l-o fi strâmbat sau nu Dumnezeu cu biciu, după cum se vede, un număr foarte mare de mașini, poate 200-300 de mașini au oamenii ăștia aici în parc. Destul de mare parcul. Și aia e. Ăsta e riscul.
vine o grindină din asta, în momentul în care nu ai protecție pentru ele, ori avea, nu avea asigurări pe ele, pe parc eventual, nu știu cum se procedează, îți poate aduce o daună destul de mare. V-am lăsat până data viitoare, să auzim numai de bine, distribuie postarea asta să vadă cât mai multe lume, cât mai multă lume. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu, ne-am strâns un număr destul de mare, vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat. Lăsați-mi un like, un comentariu și ce să vă spun, până data viitoare, să auzim numai de bine.